cum era în ăsta, în Domination. Capturezi orașe și căcate din astea. Îți setează vreo 4 sau 5 obiective. Asta depinde în funcție de cum îi dai tu parametrii în joc. Random placement, să vedem unde ne dă. Acum odată în Random. mijlocul oceanului, Da, băi. e ok. Ai răbdare, Bun, ai aveți răbdare. răbdare. Ah, am înțeles, Don't gata. move around too much, ok? Ok, sorry. Starting available points 200, minimum radius of a zone 350 de metri, AI skill. Îi pun veteran default. Nu. Trained. Trained. Bine. Weather type variable and dynamic. Disable dynamic weather ca să nu vă fac lag. Allow fast travel. N-am idee. Între foburi. Nu. No. Number of enemy zones, 4 ar trebui să ajungă. Maximum radius of a zone, 750 de metri ar trebui să ajungă. Starting blue for power, 200. Starting op for power, tot 200 punem. Fast travel with hilo taxi, no. Start. Do not use action menu until mission initialization is complete. Okay. Nu faceți nimic. Warcom initialized. Bun. De gata. Puteți să faceți. In a battle of room. unde sunteți? Eu mă duc să salut comandantul. Hi! Bă, eu sunt comandant. Nu, ăsta e comandantul. Ești squad leader. At Bun, best. squad manager. Așa. Heal, Fob, Squad Manager. Complicat. Requests. Da, e destul de complicat. Alright, I can get myself an entire squad. Yes, you don't want that, though. Fine, I don't bother with anything. Nu trebuie de făcut nimic. Hai să vedem cum să ne băgăm Ziceai în că doar squad. spanează ce e necesar? Nu? Adică Păi doar? niște unități care se duc și mor și iar le spawnează și tot așa, sunt două plutoane. Și de unde ne luăm echipament? Da, astea două plutoane se duc cu Bradley-uri. Da, sunt două Bradley-uri și Fine. alea două plutoane sunt. E ok. Bine. Disband, delete, yellow team rename. Așa, add yellow team to high command. The fuck? How do I manage my squad? You do not. Your squad cannot be managed. Ce vrea să fac? Display. Unde e naiba e Requests menu. căcatul ăla? Vertical anti, nu. Anyway, eu să-mi comand helitaxi și alte căcaturi din astea. Bine, și de unde mi-au ghirul? Cred că tot de aici, trebuie să-ți comanzi armory. De unde tot de aici? Access the armory at the HQ. Nu At vezi edge quarters -ul. În loc, supply drop, artillery mortar. After strike, personal flare, fuck off. Bun. Fire teams, player air units. Unde ai văzut tu? Deci ce cerim ăsta? Nimic deocamdată. Bă, eu nu văd unde vezi tu bullshit. Chestia de squaduri? Bă, Nu de nici squaduri, de armory. Ok. Armory ți-l comanzi la requests menu. Ai acolo jos armory. Și când ți-l comanzi, Unlock. da. Da. Unlock Îți armory. apare după aia armory când te uiți la pula asta. Da. Fob teleport. Squad manager.
Nu pe cele mai, mă. Titans. Oh, crap. Nu mai știu care e. Horrible. I don't care about smoke. All of the smoke can go fucking die. Tot n-am rucsac? Oh my god. Players. Squad manager. This screen can be used to either disband, delete your AI group members, or to move them into your high command. Select which units you want using your function keys, and then place them onto your yellow. Blah blah blah. Bun. Îmi place blah 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 ăla. 20 notes. Foarte încredere. Only the host can request side missions and finish them. However, everyone received the perceived resistance stats and XP bonuses. Hai să încerc să selectez eu o misiune, un side mission. Și să vedem dacă îl vedeți și voi. Select side mission. Asta unul de la 77, o scot gear-ul ăsta. Oh crap, I have it all. Friendly patrol has been ambushed and needs to be rescued. Yay. Russians have set up significant forward anti-air positions. The position is reported to be defended by at least one Zeus 23 for Shilka and multiple specialist manpads. Nah, we get it. Sper că o să mai am muniția și grenadele de fum. Get a BTR-80A and 200 spendable CP or risk losing it all. You must defuse the defuse code. Ah, fuck no. Russian SDV is being prepared inland for use. Așa. Am mai multe, ce vreți? Pick one. The closest one is the Shirka one, I guess. Bine. Sau friendly patrol. Shirkas sau patrol ambuscat. Pick one, it's squad leader. Jesus. Vă întreb pe voi, oameni buni, Bogdan, Pigule. Cum să-mi iau arme? Bine. I know, right? Sunt pregătit pentru tot. Gata. Bine. Hai să văd cum... Noi trebuie să-i salvăm pe dobitoce. Yep. Pigule, okay. Vezi că poți să lași jos geamul, să scoți arma pe geam. Nu știu dacă trebuie să-i salvăm pe bune sau... Să vedem doar, să investigăm ce s-a întâmplat cu ei, știi? Briefing tasks. Take the island. It's a good task to have. Bomb manual, AI revive, random IDs. Și cum scoți arma? Am deschis geamul, da? Click. Click. Cam tot bine. Când mi-aduce aminte de Generation Kill. Da. Dacă ai conduci tu un pic mai stabil, așa, nu... A pe nu-i vina mea că țara ăstora e strâmbă. Păi țara, e o insulă doar ce ai tu, băi. Păi, dar nici gardurile... Garduri inamice. Evil fences. Da, da. Și bolovanul? Da, 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 colabora cu inamicul, știu eu. Da. Era camuflaș 100 dintr-o dată în față mașinii, nu? Exact. IED. Da. Dar puteți să ieși un Humvee care are IBD. Ceva protecție. Nu, nu are. Bine. Modul. Puteam să iau un M-ATV din ăla. Un Oshkosh. App Armor bullshit. Nu, M-Rap-ul din Vanilla. Eu nu știu că devin. Am pus asta ca staging area, dacă vreți să o luăm pe jos de aici, ca să nu ne pierdem transportul. Ar fi o mai idee. Sunt până la obiectiv. 700. Moare mult. Da, 620.
Deci o luăm pe jos? Eu așa zice să o luăm pe jos. Că de aici nu prea mai văd cover. E destul de flat până acolo. Let's go. Valora, dacă tot ești în față, ești point. Nu, no, serios. Da. E sigur de asta. Point. E sigur de asta, bă, nu aveam de unde să știu. Dacă nu spuneai tu că eu sunt. Da, știu. E bine. Și dacă mor eu, cu ce mai luați blindatele? Ghinion. Ne retragem. Sau prefer să pun medicul point. I don't think you're that lucky. A rămas unul singur, dacă nu eu și nu medic, a rămas Bogdan. Dacă mor tu, îți iau ateu și trag eu după. Chiar să-mi iei ateu, trebuie să vii unde am murit. I think that's healthy. Îl atrage Bogdan din dat. Da. Mă, dar n-am văzut un M16 pe acolo, vreau să-mi iau un M16. Era un M16. N-am văzut, sunt doar M4. Păi dacă ți-ai luat, te-ai dus în vasul ăla. Vas e cool. Vas e mai ușor de folosit, mai repede. Nu știu, mie îmi place mai mult WoW, normal. Ok, hai să facem o linie aici și să scanăm, că am văzut ceva mișcare în față. La zidul din față. Să ne putem ascunde după el. Nu ai cam câși să te ascunzi după el? Putem să ne ascundem totuși. Inamici în față. Da, da. La 280. Au RPG. Russians! Răsiscii armei. 400 de metri? Da, ceva de genul. 350-400. Văd un singur squad care se plimbă pe acolo. Friendly spre noi. Nu văd. Da, bănuiesc că au patrol pe acolo, prin zonă. Ala de-n dreapta are Markman Rifle, al doilea. Sau MG. Mie de PKM-uri mi-e frică, sincer. Nu-mi dau seama, dar cred că are PKM care e Bucks Mag. Probabil are din ăla Myro, PC Neg. Ăla. Da. Tragem? Nu ți-am așteptat să vină mai aproape. Eu zic că e un pic prea departe să tragem. Mai ales că avem 5-6 ori. Hai să mai avansăm un pic. Nu e, un crouch. Oricum trebuie să ajungem acolo să investigăm. Valora trece în față. Mergem în galiul ăsta de aici, din față. Ia mai gândim să mergi ușor, asta. Frumos. Dacă te ridici în picioare, te văd. Da, eu ține jos. Cont de... Deci n-am țeava asta uriașă în spate, nu? Oricum e strained doar, nu-s veteran. Trag mai tot, prost. Toate văd. Important e să nu tragă deloc până nu tragem noi în ei, nu? Păi cum puneai butonul ăla? Ce buton apăsai? Kappa. Mulțumesc. Păstrează distanța, băi. Hai să trecem în coloană. Valora primul, eu al doilea, Bogdan după mine și Pigu. Da, da, da. Clear guard. Uite un iepure. Mă amuză de fiecare dată ideea că iepurii ies doar client side. Client side, da. That's ok, nu mă deranjează. Când trage câte unul câte altul după iepuri, se deranjează. Aia da. Cred că putem să stăm în picioare aici. Ia scoate capul. Acum... Let's not push our luck. Ce mai obosit. Te plictisit de mers? Ciuci. Nu, dar e safe aici, știi? Zici tu. Acum că se termină valea, probabil că nu mai e, da? Cum poate să arate 200 de metri. Ta de armă? Ce ai mă cu arma mea? Chiar iepure. Alt iepure! Toți iepurile. Taie-o. Nu, nu. Că e inamicul aproape. Văd că ne apropiem, ne putem apropia chiar în zona de rescue dacă ne strecurăm, facem dreapta aici. Prin canalele astea. Nu ai cum că ieși afară. Canalul ăla sau ce înapoi. Nu, la următorul. Vin spre noi ăștia. Trăi în fața noastră la 50 de metri. Don't 4. Shoot unless shot at.
Treceți acum iarăși pe crouching și nu trageți decât dacă se trage asupra voastră. Sau sunteți în postura în care... Da, se lasă cu nașpa. Am putea să lovim pe ăștia acum, să întorc înapoi? 30 de metri în fața noastră. Nu-i văd, am avansat. Stai. Vezi 3-2-0 peste deal. Da, îi văd. Nu, no, ok, light them up. Dar mai sunt câțiva în spatele lor. Angajăm pe ăștia? Nice. Da. PKM-ul jos. Mai e unul ăla de-n față, viu, și în stânga mai avem câțiva. Fuge! Ce de prost pot să trag, mă? Ăștia dintr-o dată au veste. Yep. Tu ai dat fum? Da, l-am mi-i fum. Ce-am dat eu? Da, am dat-o pe aia la mama dracului. Da, ce dracu ai dat, că-i fum? Vezi, doar fum. Ce-i gaz? Explozibil. Bă, da, trag ăștia. Da, sunt niște team leader acolo de ei noștri. Bă, vezi că tragem niște friendlies. Pigule, vindecă-mi și pe mine, spatele tău. No, ăla ce l-am... Fumul cred că l-au dat ei, nu eu. Aha. După zidul ăla de pietre, mai în stânga de unde ai dat, în stânga fumului, e unul ascuns. Mai în stânga, vreo 50 de metri în stânga. Nu văd unde dau așa, general o dau. L-am luat. Mă duc în stânga. L-am luat și pe al doilea. Pam, anunță știu că nu mai față. I think it's safe. Mai e unul la zid. Luat. Eu m-am dus în față, voiam să mai păstrez linia în tranșeele alea, dar na. Am zis să tragem. Went well. Sort of. Of course it went well. They're fucking retards. But it actually hit me. Da? Da? Păi nu m-a atins nimic. Da, că trăgeau toți după mine. Eu eram mai expus ca tine. Da, de-am tras primul, pe minimul. O pus bot. Bun, avem unii care-s jos aici, răniți. Dacă trebuie să-i transportăm la bază, we're in for a nasty surprise. Ne. Se duce unul cu ei cu vehiculul și gata. Chemam un elicopter, modest. They're alive! Oh, hey! They're all fine now! Magically. Ah, no, thanks for the rescue. Ok, bun. We are the champions. Spune-mi că nu sunt squad-ul tău. No. Bine. Ba, sunt în squad-ul meu. Hey, trist. Ok, aveți careva chopper evac? Nope. No. Bun. Enhanced condition, yeah. Buses... You're in the ability to evade and escape and enemies. Do I know? În condițiile astea, cred că mai bine ne luăm un camion. Ai vezi că ești Bogdan fără. Bogdan fără. Ce anume? Full, full, te-am văzut eu. Ah, da. Normal. Pam, 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 pam. M-a luat ceva. Aoleu. Ce știi de jeep ai luat, mă, știu? Nici nu oprește gloanțele. Da, ce trăgea în tine? Ceva ușor. Infanterie, cred. Pigule, hai să avansăm așa încet și sigur. Reînviei careva sau dau respawn? Da, e respawn, că nu ajung până acolo. Comandăm ceva mai ok. Vă așteptăm să veniți sau începem fără voi? Puteți să vă mișcați încolo, la riscul vostru. La riscul vostru.
Oricum nu o să atacăm din partea aia, pentru că aia înseamnă să străbatem toată zona aia. Așa că mai bine mergeți pe cont propriu și ne întâlnim pe acolo. Hai. Pe gole, pe burtă. Ei. Pe burtă, băi! Și ca să te întorci mai repede, te întorci cu lateralul și apeși Q sau E. Tactici avansate. Tu fii și Hector. Toată ziua nu să fiu amețit. Păi te uiți foarte părăt să nu stai persoană întâi. A, da, știu. Mă, avem și civil pe aici? M-am suit. Maybe? M-am suit. De unde venea focul? Din nord. Nord? Mă, cred că trag din ăia, nord, da. S-aude, s-aud focul pe aici. Păi, Igule, ești pregătit? Treci gunner și scanează zona da. Aia. Da, sunt gunner. Ok. Scanează în partea aia cât merge. Ești chiar în fața mea, Palora. 100 de metri. Avem și strega. Ai văzut pe toți? Ai studiat atent? Da. Stai că nu te mai văd pe tine, pe unde ești. Este unul la gard în dreapta, un camion, doi în față. Na, okay, tragi. Da, văd dinamici la, nu știu, 300. Angajez? Da, vrei, light him up. Dacă stai pe... Stau, stau. Luat 1. Luat 2. Hai de culul la M4-le astea. 3 și mai 1. Unde? Ai luat? Sunt toți luați 4. Bun, venim spre voi. Cineva trage mine. Mă gândesc că ei trag în tine. Abar n-am să nu primez. 270 la mici aproape. Trage din mers dacă poți, nu mă pot opri. Ha, ce dacă ce grenadă în nasul, dar... Dar nici n-am trebuit să-i dau 3 ca să ajung la el. Mai e careva viu? Mai sunt câțiva viu. Fișul ăla de-n dreapta camionului. Ce am trecut pe lângă voi? Cred că da. Da. Nu văd pe ăla de-n dreapta. Uite, s-a ridicat acum. Da. Uite-te la ora 1, Bogdane. Mă trăiesc mai aproape. Hai, nu, vezi că se trebuie. Au! Bă, voi sunteți într-un hunter? Da, da. Nu trageți în noi! Uite în față, Palora, hai cu spatele camionului. Am văzut. Am măciurit Bogdan un pic, așa. Și etichialul. Bă, camionul l-ai pus pe 3 cutii de bani. De... nu, cutii de bani. Pe Igor, am nevoie de un medic, am măciurit un da, fitichial. Da. Văd ce zici despre camion. Dar cred că ne descurcăm. Putea să fie minat, eu nu știu cum poți să-l scoți pe ăla fără să sară în sus. Ce-a fost pentru gold? Stai că încerc eu. Da, e. Ce-a fost pentru girl follow-ul, ascuși? V. Așa. Bă, mă răpăr pic mai mult decât mine, am unul primitul ăsta. Sau, poți să mergi așa cu el, e tot.
I don't think that's normal. Vai, ce rablă de camion. Da, cutiile se mișcă cu tine. Bănuiesc că trebuiau să apară deasupra cutiile, știi, ca și cargo. Dar sunt atașate prost. Hai să mergem în vehicul. Ok, haideți unul cu mine să recuperăm și Humvee-ul ăla. Sau îl recuperați voi? Îl recuperăm noi, acum știm pe unde e. Marca pe hartă. Undeva pe la șoseaua principală. Wipers on. Da. Lasă cadavrele, hai. Hai, hai. I've been lied. Wipers are not on. Te aștepți la ceva la hârbul ăla? Hai înăuntru, picule. Mă gândeam că sunteți în... Ba, uite că mă... Da? Ce? Nu știam în ce sunteți. Suntem în vehicul, îți apare numele pe noi. Păi asta mă uitam pe hartă. Hai, 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 hai. Chiar lângă tine. N-ai auzit claxonul. Vă trageți acolo. Mă, ce-i sare de asta rost. Bine, mai că vă apucați în camion și rămân cu Humvee-ul ăsta. Ne mergem noi în față. Eu cu cine merg? Cu cine am rămas? Bogdan? Da, zi. Tu ești cu mine sau cine e cu mine? Eu sunt cu tine. Eu sunt cu Palora, în jocul ăsta de Humvee. Ce ai mă cu Humvee? Că de-astea avem și noi, mă, că n-avem și Tichial, pe el avem pe Kaur 762. Nu, avem, ale noastre sunt M1114, cu blindaj. Da, dar nu, majoritatea n-au 50 cal. Da, sunt fără 50 cal, dar sunt cu blindaj. Pe și Humvee-ul normal e cu blindaj frontal, nu mă rog. Humvee-ul normal e cu blindaj frontal. Deci ce trebuie să facem în misiunea asta? E tot când zic blindaj, mă refer la uși blindate și tot blindat, nu la geam, la parbriz. E acum. Și tu. Eu, eu, eu și eu sigur de rom. Ați. Param pam param. Sunteți după noi, da? Da, da. Bă, ce murdare geamul ăsta să mergem. Nu cred că o luăm bine, dar whatever. Știu unde trebuie să ajungem. Dacă știi tu, e bine. Vede un turn în depărtare. În zare. Băi, pe ce schimb iar mersul ăla încetul, fără sunet? VS. Apeși pe V și pe S. WS. Destul de... Multă, nu multă. Opa! Wow. Vehicul din dreapta. BMP. Unde? Zăm o direcție. Nord 20 de grade. Nu-l văd, ah, am, have it. Lângă clădire aia. Aproape. Mai vii? Da. Ești eu? Eu văd infanterie lângă el. A, au debarcat, ok. Bun. I was light him up. Big explosion. Big explosion. Ce distanță e până acolo? Vreo 400-300 de metri. BMP-ul e întreg. Băi, ce bun mai sunteți, băi. Sunt morți. Putea fura BMP-ul ăla. Infanterie 3, 5, 8. 800 de metri. 25. Infanterie, îl iau. Eu? Bate. Stânga turnul e casele alte. Sunt mai mulți în pădure. Cum puneam bipodul ăla? Mult mai mulți. Alt BMP vine din... 310, 320.
are echipajul unbuttoned. Dacă îmi spui o distanță, pot să-l iau cu asta, dacă nu mai e rachetă. A, am destule, dar nu văd. Da. E băgat după ziduri. E pe drum. E chiar pe drum acum. Da, eu n-am. E întors cu spatele la noi. Îl văd, perfect. Clear back blast. That should be a direct hit. Bun. Are infanterie lângă el, ca Fabricers. Încar. Au! You guys are getting close with their shots. Sunt rănit, dar mă vindec singur. Ce headshot i-am dat ăla. De la 3-4-0 s-a pus pe burtă și trag după noi aia. Pâribu un pic. I think it's time for some big guns. Vin în dreapta la 3-5-1. This is too easy. It only now begins. Param pam param. Suntem în cap range, suntem în cap range. E sigur? Așa zice harta. Da, carc. Ok, hai că aduc și am viu. Adun. De nu prea aproape, că am impresia că ăștia au RPG-uri. Cineva e jos acolo. Sau și-a revenit. Se bandajează. .007, 800 de metri. După turnul majoritatea. Bun. Uite că am mai văzut. Unde? La BMP-ul ăla distrus. Ia că acum m-a urmărut. Ce să vezi? Vine acum. E mort, mort. Nu cred că mai pus. Nu, sunt mort, mort. Mă respawnez. Don't think you can do much to help him. Dead, dead. Ba, pot. Pot să fiu revive, uit. Oh, ok. Revive me. Tăi, tăi, te duci așa în față, fără backup, fără cover. Ce stupid sună grenada asta. Mamă, cred că și eu am nevoie de un medkit. Bun, sunt ok. Fiule, un pic de hash. Medkit, please. Stăm gata. Ilfă! Că-mi sare ținta peste tot. Dat în mână, Ticălos. Mersi. Ar cam trebui să asaltăm. Hunter-ul să stea aici sus, Palora cu Bogdan. Stați în Hunter. Și eu cu Pigu mergem cu Hampiu jos la antenă. Ok. Aveți optică mai bună. Da, cu aia mergeți. Okay. Da. Mergeți toți trei atunci, nu trebuie să fac mare lucru. O să fiu gunner. Hai, nu, că ajungem doi. Ne ajungem. Hai. Parim, pam, parim. Mai bine mergi la BMP-ul la dreapta, așa. Ce să facem cu el? Vedeți dacă încă trec. Bă, ceva e lovit la el. Aveți infanterie la 0.13. Motorul lovit și left track. Fie, să fie de iepure. Trist atunci.
BMP 2. I guess putem să-l reparăm, dar e OP. Acum și tu. Așa puteam să comand un Bradley și mergem și noi cu Bradley. Cum vreți. Ce trebuia să distrugem un elicopter? Da. Îl văd aici. Can I blow it up? Ai cu ce? Dă un titan în el. I don't think he's gonna survive there. Poți să faci loc? Da. Nu. No. Ah, dă-i-o, da. Nu pot. Takes the fun out of everything. It's war, man. It's not supposed to be fun. This is not war. This is armor. Nah, same difference. Oh, God. E safe aici, dar mai ești pe undeva, probabil. Căcați. Mai vezi pe undeva ceva clusters? În stânga, 0. No, treci în 0. Hai să mai patrulăm, figură. Aruncați turnul în aer. Nu turnul trebuie să-l arunci în aer, trebuie să... Oh, îți dă stui în partea altă, mă. Adică îți dă stui în partea altă. What's that engaging you? 1300 de metri ăștia de mine. Aveți în față. Dreapta. Cât? 2. Cam 200 de metri. La drum acolo? Nu, nu, dreapta voastră, direct în dreapta voastră, în tufișuri. Mai sus. Hai să se duc după clădirea asta. Sunt câmp deschis, fug de voi. Mă gândesc acum ar trebui să fie în stânga. 3-4-3. Gunnere, ai auzit. Mă uit, nu văd nimic de 3-4-3. Uite-te mai bine. În fața noastră. Îi vezi cum fug? Uite, în față, direct în față. Nu. Gata, gata, i-am văzut. V-am văzut și ei pe voi. Bogdan, hai și tu, sus în vehicul. Ce anume? Hai și tu, merge după ei, mai cam acest. Ora 12 a mea, în direcția vehiculului. Aliniază-te direct cu botul vehiculului, eu nu la un copac în față. Copacul din fața mea, spre care mergem acum, uite. Da, da, gata. Bun. Te pui gunner, da? Și să setezi distanță, că am lăsat la 1000 și ceva. Se trage bine de tot în noi. Stați în comm station, stați acolo în zona aia. Noi intrăm să luăm elicopterul ăla. Oh! Suntem în comm station. E sigur că n-aveți nevoie de backup? Momentan nu. Ceva aruncă cu grenade după noi. Ora 10, întoarce-te spre ora 10. O să se tragă cum ieșim. Ai văzut? Nu. Stai pe loc. Uite elicopterul. Să nu tragem noi noștri. Plus că trebuie să tragi de mișcare. Să las. Da, dă-i în elicopter. Motor, umple-l. Până explodează. What, it won't blow up? Na, fear ai tu de elicopter. O să avansez. Nu mai că ieșim de zonă oricum. Vezi că eu nu-s tank să mă opresc, că eu dacă mă opresc mor. Adică nu-i nevoie, nu-i nevoie, mor. Că se trage din direcția aia. Dacă mai poți să stai. E distrus elicopterul. În stânga elicopterului. Da. Mai în dreapta un pic. E un... ceva. Bagă foc de înaintează puțin că nu văd. Nu poți să înaintezi doar puțin, că a început să dea cu rână și ne plimbăm pe aici până vezi.
Da, băi, că ai termale. Dacă te miști. Dacă mă miști, dacă stau pe loc, ne dă rachetă și murim. Nu mai văd nimic. Cu bolovanul ăla. Bun, hai să încercăm să-i flancăm, totuși, că nu văd de aici. Putem să ieșim de aici. Ce-au dat cu grenade după voi? Era ceva în stânga elicopterului. Dar nu-mi dau seama ce anume. Am văzut doar că se apropiau grenezele de noi. Așa că ne-am mișcat. Oh, Task for Vengeance a venit în spatele nostru. Au luat control. Bun. Nu văd nimic în boschete. Nu, no, e clear. Probabil au murit când a explodat chopper-ul. Era încă unul viu pe acolo, dar whatever. RTB. Trag în mașina asta? Da, hai să ne facem la bază.